Flores para los muertes. Muertos. Nike. E bine? Cum a fost azi? Zi-mi ce ai făcut. Te-a chemat în ședință? Îți dă promovarea sau nu? Nu. Vreau să vadă ce mai fac. Așa face orice șef să se simtă și el important. Uite, asta-i. Erai mai entuziasmat azi de dimineață. Ți se pare. Eram fericit că azi e vineri. După cum știți, Bingo Loteria a început acum 5 luni o campanie puternică de redresare a lozului. Mai exact, campania Los de Vis. Cel mai mare câștig oferit, 1 milion de lei, este încă acolo pentru voi. Însă, dacă nimeni nu va declara lozul câștigător în 6 zile, acest experiment se va încheia și banii vor fi retribuiți. O, și tu ce prostie! Să pui 1 milion pe un loz. Nu, ăștia sigur au o șmecherie să împartă banii între ei. Și acum ce faci? E vineri. Mă uit la televizor. Da, stai în casă, te uiți la televizor, bei bere și o cu copilul, nu? Mă lași și pe mine 5 minute să mă relaxez. Bine, dragă, fă ce vrei. Auzi? Dacă o mărire de salariu nu ești în stare să obții, poți măcar să duci la las să-l faci să tacă? Nu se mai poate așa, toată ziua a urlat. Eu m-am obișnuit deja. De ce nu cheamă nimeni poliția? A venit și poliția. A tăcut 10 minute și pe urmă dă-i de nou. Un nebun. Hai, ține că mă duc. Vezi, ai grijă. Dacă ți se pare ceva suspect, vii acasă. Imediat, da? Du-te, maică, du-te și fă-l să tacă! Ia-ți-o pe asta, ai vreo nevastă? Intră, pierdem timp prețios. Hai. Toma. Amza. S-a făcut frig. Ce frig s-a făcut? Să tot fie frig. E noiembrie. Noiembrie. Da. Da, da. Intră, intră, ți-am zis că pierdem timp. Milionul. E aici.
Îl simt aici, aici. Dar nu s-a arătat încă nemernicul. Nemernicul. Uite, vezi? Scrie, mai încercați, mai încercați. Poți să o lași puțin mai moale cu țipetele, te rog? Am un copil mic acasă și... Oh. Te rog să mă ierți. Nu mi-am dat seama că țipam. Bei o cafea. Vezi că-i fierbinte. Nu mai bine țip la cele câștigătoare? Am uitat. Iartă-mă, am uitat. Ziceai că ai un băiat? Da. Cât are? Un an. Te străiască, al meu are 8. Da. Ia uite. 8, da. Să vă trăiască. Tinere. Știi care e? Care e cel mai frumos sentiment din lume? Cel mai frumos sentiment din lume este când îl iei pe băiatul tău, uite așa, la pieptul tău și îl ții acolo strâns, strâns de tot. Înțelegi? Acum că ne-am înțeles, nu te mai rețin. Mult succes. Nu, stai jos. Păi ți-ai băut încă cafeaua. Și apropo, ți-am zis că am un băiat? A, da, din poză, nu? Da. El e. Să-l vezi cum merge, mamă. Ca un soldățel deja. Poc. Auzi? Pentru el muncesc, înțelegi? Pentru el, numai pentru el. Înțeleg. Și acum unde e? Ce zi azi? Azi? Parcă noiembrie. Da, e vineri. Vineri ce an? 2000... Nu. Nu mai e nevoie. Oricum, cred că e... Acum cred că e... la liceu. Parcă spuneai că are 8 ani. În poză are 8 ani, în poză. L-am pus să sune din jumătate de oră să n-adorm. Am mult de lucru și n-am încredere numai în cafea. Așa că el săracul sună, eu desfac. Nu! Gata. Fii pe pace, a fost ultimul strigăt al balaurului. Deci, noiembrie 2000 cât? Ce, anul? Oricum, nu mai contează. El, tot băiatul tata rămâne. E aici, lângă mine. Cu toate că de când a plecat cu măsa, nu mai știu nimic de el. Nimic. Da, e aici lângă mine, știi? Da. Da, e târziu. Deci o lăsăm mai moală cu gălăgia, așa și soția mă lasă în pace și... Toată lumea e fericită. Stai puțin. Stai puțin. Soția i-a spus? Da. Că mă uit la tine, parcă mă văd pe mine acum 15 ani. Soție, copil mic. Speranțe. Da, semănăm mult. O să râzi, dar semănăm. Să știi că de cum te-am văzut, am zis, ia uite un om pe gustul meu. Da. Așa, ușor nebărbierit, dezordonat. Pe de aia ți-aș da drumul. Mi-a plăcut barba ta, să știi. Bem ceva? Da. Am o țuică. Mamă, ce țuică. Extraordinar. Asta-s lozurile alea cu campania. Milionul, nu? Da. Cine n-ar vrea să câștige așa? Fără prea mult efort. Da. Fără prea mult efort. Tinere, eu am muncit 20 de ani în construcții. Mi-am rupt oasele pentru un pumn de mărunțiș acolo.
Am creat cel mai mare moloz din lume din punctul A în punctul B ca să-i fac culul grasului șef nenorocit, care îmi vine într-o zi și știi ce îmi spune? Ce spune? Te pare rău, dar... Nu mai avem nevoie de tine. Da. Nenorocitul. Da, a fost politicos. I-a părut rău. I-a părut rău. Noroc. Bună. Știu cum e. Azi m-a chemat șeful. M-am dus. Am crezut că e vorba de o mărire de salariu. La cât am muncit pentru el, meritam. Da. Și aceeași poveste. Nu, nu mai avem nevoie de tine. Da, așa a spus. Nenorocit. Și când mă duc acasă să mă liniștesc, soția. Ce să fac? Ce să-i spun? Cum să-i spun? Da. Femeile nu știu mult în situații de astea. Da, dar privirea din ochii ei... Azi, nici eu nu i-am spus. Mă plimbam până seara pe străzi, până se făcea ora de venit acasă. Cum adică? Nu ai spus niciodată nimic? Nu. N-am avut curaj. În prima lună m-am împrumutat de bani să creadă că am luat salariul. Dar până la urmă s-a prins. Nu mă deranjează că a plecat. Ducă-se! Mă deranjează că mi-a luat băiatul, înțelegi? Băiețelul meu. Și în legătură cu milionul... Vreau să-l dau lui. Tot. Să nu creadă că tăticul lui a fost un ratat, înțelegi? Vreau să-l duc la Disneyland. Disneyland? Da, la Disneyland. În ziua când au plecat, am fost cu băiatul meu în parc. Și la un dat zice, tată, du-mă și pe mine la Disneyland. Văzuse la televizor o reclamă. Oferiți copilului vostru o excursie de neuitat, un weekend la Paris, la Disneyland. De-aia vreau să câștig milionul. De neuitat. Ai înțeles? De neuitat. Adică să nu mă uite niciodată. Da. Au mai rămas 6 zile din campanie. Hai, nu mă ajut să le desfac. La 4 mâini suntem mai eficienți. Hai! Ia de aici. Spune-mi, ți s-a întâmplat odată să visezi ceva, un lucru așa? Să fii atât de sigur încât să-l visezi și noaptea. Să noaptea să... Da, visez noaptea des. Așa, și eu la fel. Visez lozul ăsta în fiecare noapte. Știu că e aici, îl miros. Înțelegi? Îl simt, îl miros, e pe aici, pe undeva. N-are cum să scape nenorocitul. Dar n-am dibuit încă, dar vine el. Am luat bilete din 10 orașe diferite din țară, știi? Casa cu poloare e cât mai mare, așa că n-are cum să scape. Păi hai să desfacem mai multe deodată. Da, cum? Păi... Bă... Și acum o știre de ultimă oră. Loteria a anunțat că avem un câștigător al lozului de 1 milion. Fericitul câștigător este Alex Ianis, profesor informatician în vârstă de 33 de ani. Norocul nu a fost cumpărat. Nu are rost să încerci mai multe ori acolo unde ești eu zi odată. Am cumpărat un singur bilet și uite unde am ajuns.
ce-s cu biletele astea? Alea să le-a câștigătoare. Păi vezi, n-ai rămas cu mâna goală. Da. 3 lei, 10 lei, 5 lei. Câștigat 10 lei, decât deloc. Asta e camera băiatului meu. Eu am intrat aici de 10 ani, de când au plecat. Ai spus că băiatul tău avea 8 ani când a plecat? Neîmpliniți. Asta era acum 10 ani? 10 ani, 23 de zile, 70 câteva secunde. Înseamnă că acum are peste 18 ani. Da. Nu cred că ar mai vrea să meargă la Disneyland. Nu. Cred că e timpul să pleci. Da, plec. Stai puțin ce faci. Mai sunt și câștigătoare printre ele. Nu, unul singur e câștigător. Dacă domnul încurci pe aici, hai, ajută-mă să le aduc. Știi, mereu m-am gândit cum naiba fac, domnule, păsările că pot ele să zboare. Au ele un mecanism ceva. Precis, precis. Dar ce frumos ar fi să poți să zboare așa. Știu eu, am rău de înălțime. Păcat, mare păcat. Ce crezi, dacă aș ieși pe balcon acum și aș da din mâine așa, măcar pentru 2 secunde, crezi că aș putea să zbor? Nu mai bine zburăm la mine? Bem o bere? Vedem meciul?
Mai ieși tu puțin din mediul tău. Mamă, dar ce frumos ai spus-o. Bravo, țică. Nici eu nu puteam să o zic mai frumos. Auzi că să ieși din... Chiar pe cabine. Ai tu bere acasă? Da. Gata, bere n-ai bine. Restul dat cu aspiratorul. E ultimul lucru pe care mă arunc de la balcon. Hai mai bine să mergem să bem bere. Da, da. Bună idee. Du-te înainte și pune-o aici, vin și eu. Eu mai rămân să mai adun pe aici puțin, unde vezi că e calaba la muncă. Ce deprimant. Era el nebun, dar să se arunce. Știi, mă gândeam cum ar fi să mergem toți trei la Disneyland. Ar fi așa o excursie de neuitat, nu? Nu? Știi, m-au dat afară de la muncă.
Și acum o știre de ultimă oră. Se pare că premiul pentru marele los a rămas încă în joc. Alex Iani s-a recunoscut după o investigație dusă de poliție că a falsificat lozul câștigător. Am fost la un pas să fim păcăliți de acest impostor. Lozul câștigător este încă acolo, dragi telespectatori.